Nou model e prezentat în premieră la Indagra, nou model de Weidemann 9580T, e cel mai mare utilaj telescopic din această gamă, cu o putere de ridicare de 6 tone jumătate la un 5 metri jumătate înălțime de ridicare. Se adresează în principiu fermelor mijlocii și mari, cu două echipări de motoare, 136 și 156 de cai. Așa cum sunteți obișnuiți de la Weidemann, pompele hidrostatice de putere mare în toate treptele de viteză. Noutățile, inclusiv în cabină, că cabinele au fost făcute atât de ergonomice, cu o vizibilitate mult mai bună. Avem climatronic, nu mai acel simplu aer condiționat, putem să punem inclusiv climatronic în el, cu multiple posibilități, inclusiv pentru tractare, sistem de frânare pe aer, sistem de frânare hidraulic, basculare și multe, multe alte opțiuni. Un utilaj foarte versatil și foarte agil pentru inclusiv încărcat cereale, curățat în zoote, în ferme zootehnice și multe alte lucruri. În câmp, la baloți, absolut tot ce poate să facă un încărcător frontal. Aia ziceam, puterea mea e un motor de 136 cu posibilitate de a pune un motor mai mare de 156 de cai putere, inclusiv pompele putem să mergem până la 185 de litri pe minut. Utilajul a început să fie produs undeva anul trecut, la noi bineînțeles a intrat undeva de anul ăsta în primăvară, avem un feedback foarte bun asupra lui, acum sperăm să dăm cât mai multe unități și să găsim în principiu și o configurație cam care și-o doresc fermierii, să vedem cam care o să fie configurația cea mai cerută de fermieri.